timp de o săptămână, în perioada 23-30 septembrie, în municipiul Câmpul Lung vor poposi 34 de pictori din orașele istorice ale României pentru a lucra și a admira această zonă turistică a țării. Această vizită este prilejuită de tabăra de pictură din acest an, organizată de Casa de Cultură Tudor Mușatescu și Cenaclul de Arte Plastice I.D.N. Gulici. Tot în această săptămână vor avea loc două vernisaje ale artiștilor sosiți în Mușel, unul la Galeria Arta și altul la Complexul Comercial de lângă Primăria Municipiului Câmpul Lung. Datorită protocolului de colaborare cu Asociația Localităților și Zonele Istorice și Teatre din România, am realizat această, să spun așa, intersecție de arte, pentru că dânșii ne-au adus, odată cu activitățile pe care le desfășurăm în comun, ne-au adus în Câmpul Lung artiștii cu renume destul de bun în arta plastică. Sâmbătă, ca un preambul la tabăra de pictură, la un renumit restaurant din Câmpul Lung, membrii Clubului Umoriștilor Mușceleni vor intra într-un dialog epigramistic cu omologilor din Oltenița. După acest duel între umoriști, pictorii sosiți în municipiu împreună cu organizatorii vor declara deschisă tabăra de pictură din acest an.